Bună tuturor! În filmulețul de astăzi aș vrea să vă arăt cum fac eu ciula ma cu afumătură și smântână. Am pus aici smântânica, curățat o ceapă, 4 căței de usturoi și niște bucățele de cârnat, 5 felii de mușchi file, deoarece nu o să fac o cantitate mare. Mușchi, puteți să faceți doar cu cârnat sau doar cu mușchi file. Eu am încercat și varianta de a face singură și varianta combinată și mușchi file și cârnat. Aici am pus niște ulei de măsline la încie. Nu... Ce faci, mă? Fur de aici? Da! Da! Puteți să puneți și ulei de măsline, ulei simplu de floarea soarelui. Las un pic să se călească, după care voi adăuga... Asta cum se numește, că tare greu fac o mână. Papa, da. Mușchi file, cârnat și... Le voi amesteca, le voi căli pe toate. Nu-i voie, nu-i da drumul luminii, te rog. Le mai las un pic să se călească. Da. Ham, ham. Am adăugat și cârnatul și mușchi file. Las un pic să se călească și ele. Da, mama? Mini, da. Ai băgat-o pe Mini? Bravo, dă un pupic. Dă pupic. Hai, dă pupic. Dă pupic. Mersi. Bravo. Papa, sunt pe grab acum. Trebuie să merg să iau pe Seli și ceasul e 10:26. Și eu la 11 fără 10 trebuie să cobor. Și Marc încă nu-i îmbrăcat, dar o să-l îmbrac în puș. O să dau focul mai mic și apoi voi pleca așa. Puș, papuci și căciulă. Am adăugat un pahar de apă. Am dat focul mai tare, deoarece eu sunt pe grabă și am nevoie să fiarbă repede ceapa. Am călit toate și cârnatul și tot și mirosea așa de faină afumătură. Deci am adăugat o cană de apă, după care am adăugat un pic de piper, sare și niște bulgărași din aia de savoare, vegeta sau ce aveți voi. Dacă nu vreți să puneți vegeta, puneți doar sare și piper. Las să fiarbă, ca să fiarbă bine ceapa și usturoiul, deoarece mie când le călesc îmi rămân tot timpul mai tari. Trebuie să stau să le călesc mult sau să le nebușesc. Și oricum ciulamaua are nevoie de un par de apă. După care voi lua niște zeamă de aici, un polonic de zeamă. Amestec cu smântâna asta toată care o am. Eu aici am un polonic de smântână vărsată. Puteți să puneți și o cutie de smântână de gătit, dacă este. Iese bună și cu una și cu alta. Adaug smântâna și voi face apoi niște rântași de făină, dar o să vă arăt. Aici în castronelul ăsta am pregătit 2 linguri de făină cu vârf, deci 2 linguri pline, cu un pic de apă, cât să se facă așa subțire, după care o voi adăuga peste ciulama, doar că mai las să fiarbă și adaug după ce este smântâna înăuntru. Rentajul de făină să-l faceți cu apă rece întotdeauna, deoarece cu apă caldă sau fierbinte vă ies cocoloașe. Gata, a fiert. Acum o să iau un polonic. Nu știu dacă reușesc chiar unul plin. Chiar dacă îl luați cu mușchi file și cu ce luați, nu contează. Important e să amestecați un pic de zeamă din asta fierbinte cu smântânica să nu se brânzească. O amestecați bine, după care o turnați acolo peste ciulama. Mi-e greu să fac o mână treaba asta. Am adăugat smântânica și acum voi adăuga rentajul și voi amesteca. Gata, în cazul în care s-a îngroșat mai tare sau ce știu, e prea subțire, mai adăugați făină dacă e prea subțire, dacă s-a îngroșat mai adăugați apă. La mine este perfect, așa voi lăsa, voi face și mămăligă lângă și vreau să vă zic că este o bunătate. Acum mai potriviți și voi de sare. Îmi cer scuze, Marc este foarte mărit, nu mă mai înțeleg cu el. Și este foarte gustoasă, cel puțin cu mămăligă. Fai de mine! Noi o adorăm, ne place cel mai mult dintre toate ciulamalele care există.
În cazul în care vreți să faceți cantitate mai multă, puneți 2 căni de apă și 4 linguri de făină și mușchifile mai mult sau mai puțin, cum vreți. Sau 3 căni de apă și 6, dublați cantitatea. Vedeți, la mine a rămas așa, eu o las să fie atât de groasă, nu vreau să fie nici mai subțire, nici mai groasă, deoarece să pot să o mănânc cu lingura și cu mămăliguță. O mai las un pic să fiarbă la foc mic ca să se fiarbă făina. Și gata, sper că v-a plăcut această rețetă și sper să o încercați. Nouă ne place foarte mult, este foarte bună, într-adevăr, este puțin mai... Să zicem, nu este, cred că, o mâncare ușoară, mai grea, dar odată de 2-3 ori pe an merge. Puteți să o mâncați și mai des dacă vă place. Eu nu fac așa de des, deoarece este cu afumătură și mi-este teamă pentru copii să, nu știu, să nu le pice rău sau, nu știu. Foarte des nu o fac, de ce să vă zic, dar și când o fac, se mănâncă foarte, foarte bine. Da, mama, e uf, uf. V-am pupat cu mare drag, o zi frumoasă!